Anul 2015 vine cu noi scumpiri, întrucât Ministerul Finanțelor propune majorarea accizelor pentru țigări, băuturi alcoolice, carburant și automobile. Așadar, în politica bugetară fiscală pentru 2015 este prevăzută majorarea accizelor la autoturismele sport și de teren care vor fi aduse în țară. Pentru un autoturism pe benzină adus în țară cu capacitate cilindrică de 1000 de centimetri cubi, valoarea accizei variază în acest an de la 0,43 de euro la 0,49 de euro, în funcție de termenul de exploatare, iar pentru autoturismele pentru transportul de persoane cu o capacitate de 1500-2000 de centimetri cubi, suma accizei calculate va varia între 0,85 de euro și 0,99 de euro. O altă majorare de acciz vizează carburanții, astfel accizul de benzină va crește de la 3500 la 3714 lei pentru o tonă, iar la motorină de la 1455 de lei la 1544 de lei. Creșterea accizilor este un proces gradual care va urma nu numai anul acesta, dar și pe viitor. Noi trebuie să ne armonizăm legislația în domeniul accizilor cu ceea ce am semnat în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De asemenea, începând cu 1 mai, șoferii vor plăti mai mult cu 50% pentru taxa de drum. Guvernul a votat pentru noile accize la produsele din tutun. Această măsură se efectuează în vederea ajustării graduale a acestora la nivelul țărilor din regiune, inclusiv la standardele europene, fapt ce va permite acumularea de noi surse financiare la buget, precum și diminuarea consumului articolelor din tutun, mărfuri ce au o influență negativă asupra sănătății populației și a dezvoltării societății în general.